Ne-am întors la Star Matinal, nu uitați să intrați pe spanews.ro să aflați de ce investigație a avut parte de urgență Denisa Răduc. Mai multe detalii găsiți pe spanews.ro. Iar în această dimineață discutăm împreună cu domnul doctor Tarek. Bună dimineața! Bună dimineața, bine ați venit, bine ați venit pe la noi. Domnule doctor, facem sală pentru că vrem să arătăm foarte bine, însă de multe ori exercițiile pe care le executăm atunci când vine vorba de picioare nu sunt cele corecte, iar de aici apar o mulțime de probleme. Care ne pot afecta și în timp. Absolut. Teoretic, când vrem să începem de sală, este foarte indicat prima dată să mergem la un medic să facem o evaluare al sănătății, să știm sigur că putem să ne apucăm de sală în primul rând, să nu avem probleme la inimă sau la plămân. Iar atunci când ne apucăm, să ne apucăm măcar prima dată cu un antrenor care să ne arate exact cum să facem exercițiile respective, fiindcă un exercițiu greșit poate să facă mai rău decât bine. Adică scopul unui exercițiu este să obținem mișcarea corectă și tonus muscular care să ajute. Să ne întărim oasele, musculatura. Absolut. Și dacă îl facem greșit, putem să avem exact inversul, da? Deci putem să avem, de exemplu, rupturi musculare, dacă supra-solicităm direct mușcul, fără să-l încălzim și cu o greutate care e peste ceea ce putem, fiindcă fiecare organism este diferit. Eu nu pot să ridic la fel ca tine, nici tu la fel ca ea. Fiecare este diferit și intensitatea exercițiului, iar și greutatea, cresc treptat. Nu putem imediat, ne-am apucat și imediat să ne uităm că celălalt face cu 20 de kilograme, hai să fac și eu. Atunci, automat, o să avem rezultatul eșuat și nu cel dorit, de a avea un corp frumos, da, și o musculatură puternică. Ce putem să avem cel mai des la sală este în felul următor, rupturi musculare și inflamația tendonelor, adică tendinite, da? Asta apare atunci când facem un exercițiu greșit, cu o greutate mai mare decât ceea ce poate organismul nostru, de fapt. Doi la mână este, dacă facem într-o poziție greșită, putem să avem întoarse, cât că la gleznă sau la genunchi, da? Fiindcă dacă nu stăm în poziție care trebuie, poate să se ducă piciorul în poziție greșită și atunci să avem o întorsă. Și de unde vrem să facem un exercițiu corect, ajungem la medic și nu mai avem voie să facem chiar 6 sau 8 săptămâni deloc sport. Dar picioarele ne dor. Da. Sunt mai multe tipuri de durere, să spunem așa. Ce afecțiuni se ascund în spatele acestor dureri? Sunt foarte multe. Unele țin de ortopedie, care, dacă să zicem, la genunchi, poți să ai o leziune de menisc, poți să ai o leziune de tendon, poți să ai o leziune de ligamente încrișate, da? Toate chestiile astea apar dureri la supra-solicitare și atunci când facem sport. La gleznă, la fel. Putem să avem tendinite, putem să avem modificări degenerative la nivelul cartilajului, putem să avem și inflamația tendonelor, da? Tendinite. La fel, poate să ascunde și probleme vasculare, da? Edemul, de exemplu, e una dintre semne sau schimbarea culoarei spre albastru sau o culoare mai palidă. În afară de cenele, pe picioare, da, cu toate culoarea picioarei, mai ales jos, apare o culoare modificată spre albastru sau o culoare mai palidă. Asta iarăși reflectă o problemă vasculară, da. Reflectă o problemă vasculară, înseamnă că circulația sângelui în zona respectivă nu e așa de bună, da? Deci orice semn, orice durere care apare, indiferent dacă în timpul exercițiului sau nu, trebuie să ne atragă o atenție și să ajungem la un medic în funcție de ce problemă avem, da? Dacă e una vasculară, de vasculară, dacă e una de ortopedie, de ortopedie. Să nu continuăm să facem un exercițiu dacă simțim o durere, iarăși e foarte important. Că mulți zic că înseamnă că eu n-am făcut sport și de-aia mă dor articulație când fac. Nu. Deci și dacă nu facem sport, n-ar trebui să ne dor articulația atunci când ne apucăm de un sport, da? Deci înseamnă că există o problemă, e un semn de alarmă care trebuie să ne atenționeze că trebuie să ne prezentăm la un medic pentru investigațiile respective, să aflăm exact ce se întâmplă acolo. Sportul ca sportul, dar să mergi și pe tocuri de 15 cm este un sport extrem. Extrem, da, clar este un sport extrem, mai ales dacă pantoful, pe lângă faptul că are tocul foarte înalt, ne mai și strânge uneori. Da, persoanele care poartă tocuri, mai ales toată perioada zilei, atunci când merg la sport și poartă un încălțăminte mai jos, au o problemă și o durere care apare la nivelul tendonului ahilei. Având în vedere că ei sunt obișnuiți să mențină piciorul în poziția asta mult timp, tendonul ahilei este scurtat. Și atunci când ne apucăm să facem un sport, persoanele care poartă tocuri o să aibă o tendinită de tendon ahilien care se inflamează la mișcare și atunci apar dureri mult mai devreme decât alții, da? Fără să supra-solicităm. Și asta din cauza poziției care stăm mult timp și ce ajută la scurtarea tendonului ahilien. Dar am auzit foarte multe persoane care
se simt mai bine. Nu mai pot să meargă, de exemplu, un papuț sau un Adidas. Exact. Nu... Fiindcă s-a scurtat tendonul ăsta, da? Și atunci ei când merg plat, tendonul deja e în tensiune și provoacă dureri. Sunt multe femei care ajung la o vârstă mai înaintată și tot poartă tocul, fiindcă dacă poartă altfel de încălțăminte fără toc, le provoacă dureri, fiindcă s-au obișnuit toată perioada asta să poartă tocuri. Dar există și la polul opus femei care nu pot purta tocuri, care nu pot merge decât în balerin sau, mă rog, în încălțăminte cu o talpă joasă. De ce? Ce se întâmplă? Acolo sunt mai multe probleme. Dacă are un platfus, de exemplu, e foarte greu să meargă pe tocuri, dacă are probleme la degete, gen monturi sau degete în ciocan sau alte tipuri de deformități ale degetelor, iarăși găsesc foarte greu să poarte tocuri, fiindcă toată greutatea vine pe partea anterioară a piciorului și ei nu sunt obișnuiți și au o deformitate care nu le ajută să stă în poziția asta și atunci văd foarte diferit și foarte o dificultate foarte mare să poarte tocuri. Deci, da, într-adevăr, sunt și opusul care nu poate să poarte tocuri sau dacă le poartă după 10 minute, 15 minute, deja le provoacă dureri foarte mari. Ce ar trebui să facem în momentul în care sesizăm că avem picioarele umflate, că avem aceste vene vizibile, cârcei, exact? Da. Când ar trebui să mergem, domnule doctor, deci, la doctor? Cum am și repetat, la orice semn de durere sau de modificarea culorii a pielului sau apariția unei vene, trebuie să mergem imediat la doctor. Da? Deci sunt foarte multe probleme care se pot ascunde în spatele unui umflături, gen tromboză venoasă profundă, care e o problemă destul de serioasă și care trebuie tratată imediat, altfel putem să avem chiar, dacă migrează un tromb de acolo, putem să avem și atac cerebral sau la plămân și să și ajungem la deces. Da? Deci e o chestie foarte importantă. De ce facem acei cârcei, mai ales la picioare? Cârcei, în mai general, ales și somn, eu pățesc de foarte multe ori. Cârcei sunt o lipsă de vitamine, da? Vitamine K, în general, este responsabilă de cârcei, da? Atunci când avem lipsă de vitamine, mușchii nu mai sunt hrăniți cum trebuie și apar spasme. Spasmele respective dispar odată ce facem exerciții fizice de încălzire și ne luăm suplimente alimentare pentru întărirea musculaturii, da? Acum sunt și creme care pentru cârcei, anticârcei, care ajută tot așa la slăbirea cârceilor. Deci masaj local ar ajuta și suplimente alimentare vor opri cârceilor. Da? Deci este o apare din cauza lipsei de vitamina K plus lipsa de mișcare. Da? În general, la persoane care nu fac foarte mult sport și au musculatură mai rigide, apar spasme respective sau cârcei. Da? Dar putem scăpa de aceste dureri, de aceste umflături, cârcei, dacă poate nu mergem la sport, dacă mergem 2 km sau alergăm 500 de metri în fiecare zi. Deci, în primul... Știți cum e vorba de popor? Mersul pe jos face piciorul sănătos. Da, cum am zis, este și o lipsă de vitamine. Deci dacă doar mergem pe jos și nu luăm suplimentele alimentare, nu vă ajuta la nimic. O să avem cărcei în continuare. Deci ambele, trebuie și exerciții fizice, ori mersul, și suplimentele alimentare ca să ajutăm să reducem cârceii și spasmele musculare. Dar în afară de suplimentele de care dumneavoastră vorbiți, există anumite alimente pe care le recomandați în mod expres pentru a în general, trata sau a preveni cumva durerea de picioare? Da, în general fructele sunt foarte bune pentru musculatură, au multe vitamine care nici nu îngrașă, adică să nu ne facem griji că mâncăm prea multe fructe și ne îngrășăm și ajută să obținem vitamine pe cala naturală pentru mușchii respectiv. Că tot vine acum sezonul estival, pepenele este este un rece, hidratant așa. Foarte bun. Pepene ajută foarte mult la hidratare, în afară de faptul că mai are și vitamine, deci este foarte recomandat în vară să mâncăm cât mai multe pepene și să bem cât mai multe lichide. Apropo de lichide, și mușchii au nevoie de foarte multe lichide, deci atunci când facem sport, să ne uităm să ne hidratăm foarte bine, da? Fiindcă atunci iarăși apară spasme musculare, da? Din cauza de dehidratare. Bicicleta medicală cât de benefică este? Bicicleta medicală este foarte benefică și eu mereu recomand pacienților să facă cât mai multă bicicletă, fiindcă bicicleta nu supra-solicită articulație cu greutatea corpului, fiindcă tu ești așezat și mici doar picioarele. Deci obții o mobilitate fără să supra-soliciți articulația. Din punctul meu de vedere, pentru ortopedie, mersul pe bicicletă e mai bun decât mersul pe jos, fiindcă nu supra-solicită articulația respectivă prin greutatea corporală. Dar...
Zile. De Răzvan. Nu, eu sunt foarte contrariat că acum vorbim de exerciții de sport, mi-am adus aminte că Delia este una dintre vedetele noastre care face sport acasă. Dar cum face? Are un antrenor virtual. Deci își pune un program pe un televizor tutorial și face după persoana respectivă. E ok? Acum, teoretic, dacă știi cum să faci exercițiile, e ok, fiindcă tu doar vezi ce faci, păi, și faci la fel. Nu te vede. Să zic, dacă știi cum să le faci. Deci dacă tu ai fost la sală, știi cum să le faci și după aia le faci acasă și ai un program care îl pui ca să-l urmezi cum ar fi, e ok. Atât timp cât știi cum să le faci. Dacă nu știi cum să le faci și e prima dată când faci exerciții, automat trebuie cineva care să te supravegheze și să-ți spună, ok, coloana nu e bine, cum stai, picioarele trebuie să mai flectate sau alte indicații. Deci doar dacă știi ceea ce faci, este ok să faci acasă. Dar cineva care n-a mai fost la sală care și să fost, după YouTube? Nu, prima dată trebuie să meargă, fiindcă te uiți la YouTube, dar nu te supraveghează nimeni, tu nu, ți se pare că faci același lucru, ceea ce vezi acolo, dar de multe ori nu faci. Chestia asta o vedem și la sală, când încearcă cineva să ridice o greutate, de exemplu, cu mâna, da? Și bagă o greutate mai mare și în loc să funcționeze din biceps, el mai trage și cu coloana și atunci este greșită și mai și dăunează problemele la coloană. El crezând că face ok, dar nu e ok. Adică dacă nu faci numai din mână, nu câștigi ceea ce este propus să câștigi din exercițiul respectiv. Deci e foarte important să fim supravegați prima parte și după aia, dacă am ajuns la un nivel unde știm cum să le facem, să le facem acasă, e ok. Domnule doctor, și dacă tot vorbim despre exerciții fizice, sunt foarte multe persoane care preferă, chiar și instructori, care recomandă Kangoo Jumps, acest sport, ne cățărăm, ne urcăm pe acele role foarte mari, pe acele picioroange, practic, da. Ghete, de fapt, da? Însă ele nu sunt tot timpul recomandate de exact. Medici, din păcate, nu? Ce părere aveți? Din punct de vedere ortopedic, nu sunt foarte recomandate, fiindcă ei supra-solicită articulații și înseamnă să sar cu toată greutatea, de multe ori, făcând microtraumatisme, iar microtraumatismele respective în timp vor avea și consecințe de durere articulară. Deci nu sunt foarte recomandate decât în anumite cazuri. Unde și nu foarte mult. Unde vă pot găsi și prietenii noștri? Cu siguranță mai au întrebări pentru noastră. Pe Facebook? Pe Facebook, Dr. Tarek Nazer, sau consultați ortopedie.ro, site-ul unde poate să vorbească direct cu mine, ori telefonic, ori pe e-mail. Mulțumim foarte mult, domnule doctor, și vă mai așteptăm cu mare drag. Și eu vă mulțumesc. Vă arătăm și unde a plecat.